Emil Boc are o propunere temporară pentru reducerea aglomerației din trafic în zona școlilor din centrul orașului. Primarul Clujului dorește modificarea orelor de începere a cursurilor în municipiu, în așa fel încât copiii să ajungă în intervale orare diferite la aceste unități de învățământ. El propune intervalul 8-8:45 pentru începerea orelor, în așa fel încât elevii să nu mai fie aduși la școală în același timp. Emil Boc a dat exemplul străzii Avram Iancu, unde dimineață traficul rutier este sufocat pentru că în această zonă funcționează 6 școli și licee. Propunerea primarului urmează să fie discutată cu conducerea Inspectoratului Școlar Cluj și dacă aceasta nu se va opune, soluția va fi aplicată chiar din această toamnă.